am regăsit! În filmarea de astăzi, vă voi vorbi despre ce nevoi are cu adevărat un copil. Este un subiect amplu, complex, dar simplu în același timp. Ei bine, afecțiunea, atenția și sprijinul copilului din punct de vedere emoțional îi asigură acestuia o dezvoltare echilibrată și armonioasă. Deși cei mai mulți dintre voi nu-și amintesc mare lucru din primii ani de viață, un lucru este cert. Dacă părinții nu v-au oferit afecțiunea și atenția de care aveați nevoie, acum, ca adult, veți resimți această carență din copilărie, însă purtând alte valențe. Sunt anumiți părinți care nu realizează că simpla prezență de ordin fizic în viața copiilor lor nu este suficientă. Copiii care au fost privați de afecțiune tind să devină dependenți de o anumită persoană, ce le oferă atenție și iubire într-un moment de slăbiciune. Așa se dezvoltă dependența de partener și o parte din relațiile toxice. Un copil privat de afecțiune va crește crezând că nu este suficient de bun, că nu merită să fie iubit sau că este ceva în neregulă cu el. Unii părinți trăiesc cu impresia că micuții lor au vârste prea fragede ca să realizeze acest lucru. Pe de o parte, au dreptate. Copiii nu se gândesc la asta, însă simt că sunt respinși sau neglijați. Cum spuneam în primul video, până aproape de vârsta de 8-9 ani, copilul se bazează mai mult pe instinct și mai puțin pe judecată. Un copil lipsit de afecțiune devine un adult căruia îi lipsește stima de sine, care nu știe nici să ceară, dar nici să ofere iubire. Îi lipsește încrederea în propria persoană, este pesimist, frustrat, dezechilibrat în relațiile de natură personală și în cele sociale. Nu confundați lipsa de afecțiune cu indiferența. Chiar dacă sunteți prezenți în viața copilului și interacționați cu acesta, însă îl neglijați emoțional și nu-i oferiți semne concrete de afecțiune, copilul are de suferit. Teama, izolarea, depresia, deficitul de atenție, furia și chiar performanțele mai scăzute din mediul școlar sunt doar câteva din efectele psihologice din cauza lipsei de afecțiune. Ai oferi copilului atenție, ai asigura satisfacerea necesităților fizice, precum hrană, apă, adăpost, siguranță, nu este suficientă. Dacă și tu ai fost un copil neglijat, ai grijă să nu faci același lucru cu proprii tăi copii. Chiar dacă te simți copleșit de responsabilități, chiar dacă lucrezi de dimineață până seara, chiar dacă ești obosit și plictisit, rezervă-ți timp și comunică zilnic cu copilul tău. Ascultă-l, oferă afecțiune, spune-i și dovedește iubirea ta în cele mai frumoase forme. Fii părintele de care ai avut tu nevoie. Ne revedem curând!